bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Casa ta de vis. Astăzi ne-am deplasat în proximitatea Bucureștiului, la Corbeanca, să vă prezentăm o casă superbă. Așa cum vă spun de fiecare dată, facem teme diferite, case diferite, stiluri diferite. Toată arhitectura practicată de biroul nostru este o arhitectură unicată. Astăzi vă prezint o arhitectură cu influență românească, care, remarcabil, este amplasată într-un mediu de vis, lângă pădure. Cum ați defini această casă la prima vedere? În primul rând, este o casă economică. În ea s-au aplicat toate principiile unei case pasive. În al doilea rând, este o casă funcțională, cuprinde toate funcțiunile și este amplasată și pe un teren optim, de 1000 de metri pătrați. După cum puteți observa, construcția este realizată dintr-un joc de volume. Fațada principală pe care o aveți în spatele meu este definită prin marcarea accesului, accesul principal în casă, cu acel foișor de la etaj. Dacă verticala este subliniată de acces și foișorul de la etaj, garajul complementează această fațadă cu orizontala. Este definitoriu și așează volumul. După cum vă spuneam, este un volum în totalitate jucat. Toate fațadele sunt frumoase. Puteți observa aici în spate terasa generoasă care leagă livingul cu bucătăria. Este o terasă bine orientată către zona de vest, către zona călduroasă. Se mai poate observa adiacent ei acest bovindou care ascunde funcțiunea de dining, iarăși orientată către grădină, către un peisaj ce va fi creat. Din punct de vedere al formelor și al culorilor, dacă aș defini casa, aș defini-o prin termenul de blândețe, pentru că sub nicio formă această casă nu are nimic care să te agreseze. Totul curge, este fluent, culoarea este una blândă, o culoare plăcută, absolut totul este o încântare. Izabela, crezi că este o casă pasivă? Da, este o casă pasivă. Am folosit un termosistem de vată bazaltică de 15 grosimi. Cred că trebuie să spunem că am avut o colaborare foarte bună cu proprietarul și am înțeles foarte bine demersul construirii unei case și am vorbit pe larg și deschis toate subiectele. Sigur că da, a fost, pot să spun, foarte disciplinat în acest proiect. Ne-am înțeles foarte bine, am colaborat foarte bine, a fost deschis la toate ideile, atât ale mele cât și ale tale. Deci nu a avut niciodată nimic de obiectat în acest proiect. Pot să spun că a avut foarte, foarte multe întrebări, dar și răspunsuri din partea mea. I wanna go higher, higher. Felicitări și vreau să-ți spun că beneficiarii sunt foarte mulțumiți de rezultatul final, atât de la tine cât și de la mine. Mă bucur foarte mult. Cu această emisiune a noastră a luat sfârșit. Vă așteptăm la case la fel de interesante și de frumoase.
și până atunci urmăriți site-ul www.arhitectgabrielgeorgescu.ro și pagina de Facebook.